Încep să văd cât ori cât între numele 3 se facă 3. Atunci x plus 2 ori y minus 2 egal cu 3, dacă și numai dacă se îndeplinesc condițiile. 1. În prim caz, cât ori cât? 1 și 3. X plus 2 să fie. Deci x plus 2 și y minus 2 egal cu 3. Tot x egal cu 1. 2. Hai să punem pe toate. X plus 2 egal cu minus 1. X plus 2 egal cu minus 1 adi și Y minus 2 egal cu adi. Cu minus 3. Da. 3, a treia condiție adi. Invers. Și invers. Adică sigur că da. Și X plus 2 de data asta. X plus 2 egal cu 3. Toate perechile. Sigur da. X, Y. Și X plus 2 egal cu 3. Și Y minus 2 egal cu 1. Sub 4, x plus 2 egal cu minus 3 și y minus 2 egal cu minus 1. Exact. Și acum? Și aici găsesc perechea. Aici x egal cu 1, y egal cu 5, o primă pereche. Corect. O altă pereche. Deci a doua. X egal cu minus 3, da. Da. Și după y egal cu minus 5. Minus, atenție, adică. Cu cât egal y? Miruna. Minus 1. Minus 1. Da? Pentru că credeți că pe minus 2 în partea cealaltă, minus 1. Și x egal cu Miruna cu 1. Și y egal cu Miruna cu 3. Da? Da. Și să vedem din coace. X egal cu minus 5, y egal cu minus 5. X egal cu minus 5 și y egal cu minus 1. Minus 5. Iată, acestea sunt toate perechi X și Y. De ce le-am analizat pe toate? Vedeți că sunt perechi diferite. Deci nu se repetă nicăieri. Corect. Minus 5, minus 1. Deci, la perechi toate variante. Și acum scrie, nu, y poate, x poate fi minus 1, minus 3, nu. Păi am scris tot, asta e soluția. Dacă vrei să le prindem într-o mulțime, mulțimea mare egal cu perechile, mulțimea perechilor și le punem în 1 și 5. 1 și 5, ca și cum ar fi perechi de reprezentare în x. X-ul și y. Păi care o să mai astea să? Minus 3 și minus 1. Minus 3 și minus 1. 1 și 3. 1 și 3. Și minus 5 și minus 2. Minus 5 și minus 2. Asta e. Da? Deci mulțimea A putea fi dată așa de autor. Să găsesc că mulțimea A a perechilor putea să formuleze și așa autor. A mare egal cu perechile X și Y. Cu proprietatea că X și Y sunt din Z. Și că au X plus 2. Pe lângă y minus 2, egal cu 3. Vedeți? Și atunci le răspundem. E vorba de mulțimea asta. Da. Da, te rog. Exercițiul 42, de la pagina 29. Da, 29. Determinați perechile de numere între x și y, paranteză, perechile de numere întregi. X, y, așa. Da, pentru care? Corect este așa scris, x, y, care aparține produsului cartezian z ori z. Veți găsi și așa. Perechile x, y, care aparțin z ori z. Adică x-ul e din z. Iar dacă veți găsi exprimarea x, y, care aparține lui z, ori e. Acum, e din Z și din N. Exact, exact e spus. X-ul e din Z și Y-ul e din N. Deci, în loc să ne spună că X-ul e din Z și Y-ul e din N, ne scrie perechea asta, care este produsul cartezian și atunci ne trimite exact cine e X-ul de unde este din prima mulțime și Y-ul din cea de-a doua mulțime. Bun. Aici autorul sub perechea X-Y, să găsească perechea X-Y. Pentru care? X-Y. Plus 3x minus y. Plus 3x minus y. Deci egal cu 11. Egal cu 11. Deci găsim perechile x, y.
Pentru care x, y, plus 3x minus y, egal cu 11. Idei. Deci x și y sunt din 10. Așa. Anterior, era așa, x plus 2 parcă, pe lângă y minus 2, egal cu 3 parcă, nu? Da. Așa. Radio a avut inițiativa următoare. Nu l-am lăsat eu. Dar dacă vine așa, x, y, minus 2x, plus 2y, minus 3, minus 4. Sau egal cu, așa, minus 4. Minus 4 egal cu 3. După 4 partea așa. Și ar fi fost dat așa, x, y. Minus 2x plus 2y egal cu 7. Dacă vă dădea așa. O duceam așa. A, o duceam așa. Și atunci vă dați așa. Sau o ducem așa. Așa, trebuie să o ducem așa. Deci, autorul a fost drăguț când a dat așa. Nu l-a stricat-o, cum vrei tu să o strici. Abia acum când l-a stricat-o, trebuie să-l toarcem noi acolo. Da? Eu nu te-am lăsat să o strici pentru că era dată de el, deja așezată. Acum gândește tu. Gândește tot două paranteze, fixăm acum. Într-o paranteză se pune în ceva, în altă paranteză ceva. Cu cine se începe? Ne-am văzut pe o șmecherie. Încerca să o aplicăm acum. Ca să apară x ori y, înseamnă că ce cu x și cu y, partea cealaltă. Păi mai trebuie un minus x minus 1 pe lângă 3 plus y. X minus 1 spui tu de una, și pe lângă? 3 plus y. 3 plus y. Y plus 3. Y plus 3. Mai trebuie un minus 3. Deocamdată să vedem dacă am făcut rost de astea. Da, am făcut. X, y este? Plus 3. X ori 3, 3 x este? Minus 1 ori y minus y este? Ce mai contează minus 1 ori 3, nu l-am venit la urmă? Păi pun acolo un minus 3 și scădem acolo minus 3. Și scădem minus 3 și din partea asta, adică scădem pe minus 3 din ambii membri. Ce ce s-ar așeza? Cam așa. X, Y, lăsăm așa. X, Y plus 3X minus Y minus 3 egal cu 11 minus 3? 8. Da? Și acum mai X minus. Și acum asta e perfect organizat. Și zic X minus y. 1 pe lângă Y plus 3. Se facă 8. Da. 2 ori 4, 1 ori 8, cum ne zice că minus 1, minus 8, minus 2, minus 4. Da. Și invers. Poate e negativ, avem treabă. Da. Dar cum începem redactarea? X minus 1 aparține lui Z, Y plus 3 aparține lui Z. Deci X aparține lui Z. Rezultă că X minus 1 aparține lui Z. De rezultă Y aparține lui Z. Așa zis autorul. Deci atunci că și Y plus 3 e tot un număr din Z. Și atunci de aici, cum avem produsul, cum avem produsul de desubt? X minus 1. Îți fac paranteza asta un pic mai mare să o prind. Din astea două. Din astea trei. Rezultă atunci că vom avea pe rând X minus 1 cazul 3. X minus 1 egal cu cine? 1 și Y plus 3 egal cu 2. Păi cât ori îți fac 8? 1 ori 8. 1 ori 8. Nu? 1 ori 8 face 8. Deci 1 și 8. Apoi, 2, Miruna. X minus 1. Minus 1. 3 plus Y egal cu minus 8. Minus 1 și Y plus 3 egal cu minus 8. X egal cu 0 și a 3. A 3-a. Cum? A, nu mai dai cu soluțiile. O să-i dă, dar să-i scriu toate cazurile. Y
x minus 1 egal cu 2, y plus y egal cu 4. Y plus 3 egal cu 4, și are următoarea parte. X minus 1 egal cu 8. X minus 1 egal cu? Minus 2, ca să terminăm. Așa, 2, da. Și y plus 3 egal cu? X plus egal cu minus 2 și y plus 3 egal cu minus 4. Da, 5. 5 și 8. Oi, x minus 1 egal cu 8. Așa. Deci, și cum trebuie? X minus 1 egal cu 8. 8, x. Hai să scriu aici, adică, x minus 1, ca să vadă și mai ușor, x minus 1 egal cu 8. Y plus 3 egal cu 1. Așa. După aia, 6, x minus 1 egal cu minus 8, y minus 1. X minus 1 egal cu minus 8. Y plus 3 egal cu minus 1. Așa. 7. 6, 7. După aia, x minus 1 egal cu 4. Egal cu 4 și y. Y plus 3 egal cu 2. Da. 8. 8. X minus 1 egal cu minus 4. Egal cu minus 4. Și y plus 3. X minus 1, da? Da. Y plus 3 egal cu minus 2. Minus 2. Și când le-am luat pe toate. Și le-am luat pe toate. Deci sunt toate. Parcă rezolvate. Pentru prima egal cu 2. Deci am o dată perechea. Hai să îi punem de așa. A mare. Mulțima aceea. Egal cu perechea. Perechea 2 și 5. 2 și 5. Apoi. 0 și... 0 și... 0 și minus 5. 0 și... Minus... La 0 10. Și minus 11. 0 și minus 11. Minus 11. Apoi. 3, 3 și... 3 și... 1. 1. Apoi. După aia... 1 și... Minus 1. E minus 1. Adică e minus 1, duci pe partea cealaltă, e plus 1 și rămâne minus 2 plus 1, minus 1. Așa, minus 1 și, și minus 7. Corect. Apoi. După aia ai 9, da. Și minus 2. 9 și minus 2. Apoi. Minus 7. Da. Și minus 4. Da. 5. Da. Și tot minus 1. Da. Minus 3. Minus 3. Și minus 5. Minus 5. Așa este mulțimea celor 10 elemente, cât perechi, nu? Fiecare element e perechi. Altceva? Rezolvați în 10 ecuații, de 43. Deci rezolvați în 10? 10 ecuații. X, Y minus 4, X plus Y. X, Y minus 4, X plus Y. Să fie egal cu 3 cu 3. Noi tot la fel, trebuie să găsim... Avem într-o paranteză X. Deci începem așa. Aici X din pacii. X minus... nu. X. Și Y. Da. Ne trebuie un minus, deci punem la a doua să punem minus 4. Vezi? Pe x-ul e minus 4. Ca să se arată minus 4x. Și acolo să punem
Păi ca să facă Y, Y pe cine? Deci Y pe 1, da? Deci plus Y. Plus 1, plus 1. Da? Și ca, ce mai trebuie în continuare asta, ca să facă la desfășurătoare, la desfășurătoare, mai trebuie minus 4. Deci aici scădem. Deci minus 4 aici și minus 4 aici, da? Da. Sau altfel, scot din 13 un 4, pentru că nu are importanță, scădem un minus 4 ca să fie 4. Și cred că să fie diferite? În Z se rezolvă în ecuația asta, deci aceeași idee. Egal cu cât acum, ca să mai pădând timp, egal cu 9, nu? 13 minus 4, nu face 9. Și cât la cât fac 9. Și începe cu ea povestea dinainte, nu mai pădând. A, deci aici nu mai stai acolo că zici perechile, deci aceea rezolvați în test. Păi aceeași chestie. Aceeași chestie. Aceeași chestie, altfel formulată. Deci, înțeles. Deci așa nu mai lucru, s-a întâlnit aceeași chestie. Exact. Bun. Deci, 25 de la pagina 28. 20. Asta fac ei acasă, domnule, acum că-i deci asta nu ce să-i casă, nu pe zi. Exact. 25 de la pagina 28. 25 la 28. Aflați cel mai mic număr natural care care cotit la 9 și la 12 așa încă el împărțit la 9 și el împărțit la 12 dă restul 3 și câturile nenule se conduc la restul 3. Iar câturile C1 și C2 diferite de 0. Repetăm. Deci aflați cel mai mic număr natural care împărțit la 9 și la 12, ambele, în ambele situații, se ne dea restul 3 și câturile nenule. Adică e egal cu 9 C plus 3. Că n-am părțit cu restul, casa 5-a. Deci, fiindcă e vorba de părțirea 9, deci n e cam cu cât? 9 C plus 3. C1. Sau 9, și cum am vrut C1, C2, hai să zicem C1 plus 3. Și tot același n, egal cu 12 cât o la 2, da? Plus același rest 3. Hai, 12. 12 C2 plus 3. Da. Plus. Da. Și acum 9 C1 plus 3 egal cu 9 C2 plus 3. Adică 9 C1 egal cu 12 C2. Împărțim prin 3. 3 C1 egal cu 4 C2. Îl scoatem prin C2. Ca să ne dea cu C1. Să la fel cu C1 în funcție C2, nu? Și tu acest folosește ca ai găsit pe C1 în funcție C2 relații. Și tu trebuie să găsești pe cel mai mic. Atenție la problemă. Nu te departe la de problemă. Găsim pe cel mai mic număr natural ien cu proprietatea cel mai care... mic număr natural. Da. Adică... adică 9 C1 plus 3 să fie egal cu 12 C2 și cea mai mică 12 C2 plus 3. 9 C1 să fie egal cu 12 C2 și cea mai mică... Dar unde folosești tu că e cel mai mic? Atenție aici. Da. Urmăriți-l. Ca să fie cel mai mic. Cel mai mic multiplu dintre 9 și 12. Ar fi interesant dacă am găsit. E 36. Între 9 și 12 e 36, dar... Păi scrie 9C1 egal cu 12C2. Adică luăm cel mai mic chestie dintre 9 și 12. Că C1 și C2 nu le știm. Nu? Nu? Zice ceva. Zic ceva. Dar vreau să zic ceva, dar nu mă ajutați. Ia nu duce pe 3 în stânga și s-ar așeza așa. N minus 3 egal cu 9 C1 și tot N minus 3 egal cu 12 C2. Și acum, a fi N cel mai mic, e de fapt că ar zice că N minus 3 să fie cel mai mic. Și care e cel mai mic? Număr, multiplu și de 9 și de 12. Deci, acum, de aici rezultă că n minus 3 este egal cu cel mai mic multiplu comun al numerelor 9 și 12.
Deci era aceeași cum am zis, nu? Păi nu, tu mă duceai, plecai când îi ieșiți. Nu foloseai calitatea lui de cel mai mic număr. El cel mai mic și nu minus 3 cel mai mic. Deci cu metri este cel mai mic. Și când am așezat așa, e ușor de observat că în minus 3 trebuie să fie multiplu și de 9 și de 12. Deci trebuie să fie cel mai mic multiplu comun al numărilor 9 și 12. Care este cât? 36, se poate și exact. Și la 9 și la 12. De unde rezultă? Că n minus, n egal cu 36 plus 3, 39. De cel mai mic număr care are calitatea asta, că împărțit la 9, de restul 3, ia mă țin spre 39, la 9. Nu știu, 4, păi, se împarte la... 4 plus 3. Restul 3, nu? Da. Dar dacă îl împărțiți pe tot același 39 la 12? Păi, 3 din 3. Merge perfect. Deci este, este numărul căutat. Sigur că era bun și 72 dublăm asta. 72 plus 3. 72 plus 3, care face n egal cu 75. Deci, și ăsta are calitatea asta. Și ăsta împărțit la 9, îți va da restul 3. Împărțit la 12 de restul 3, dar nu e cel mai mic. Da? Nu e cel mai mic număr cu calitatea asta. Vedeți? Aici trebuie să, să umblăm foarte bine. Și acum să vă mai dau o dată. Vă mulțumesc. Găsiți pe cel mai mic număr natural cu calitatea că n, n egal cu să spunem 12 ori C plus 10, n, adică ar fi așa, n împărțit la 12, ne dă restul 10. N împărțit la 10, ne dă ori un alt C1, C2, pentru C2, plus 8, ne dă restul 8. Și n împărțit la 8, adică nu e egal cu 8 ori C3 plus 6. Să se găsească cel mai mic număr natural. Păi, facem așa, dar mai este același rest ca înainte să duc răspunsul. Da. Aici e povestea. Deci, ești ar fi fost așa, a fost plat. Să se găsească cel mai mic număr natural cu proprietatea că împărți la 12 de restul 10, împărți la 10 de restul 8, împărți la 8 de restul 6. Cel mai mic număr care are calitatea asta. Păi 10, 8 și 6 se împart toate la 2. 10, 8 și 6 se împart toate la 2. De prima chestie dăm 2 factori comuni, de a doua chestie dăm tot 2 factori comuni. 2, 2 pe lângă 5, cel la 2 plus 4. Deci, n, de, din observația asta, la tine am și gândit că e multiplu de 2. Da. Poate este ce la 2. Imaginează că e făcut asta, tot pe 2 factori. N pe 2, adică o să fie egal cu 6 C1 plus 5. N pe 2 o să fie egal cu 5 C2 plus 4. N pe 2 o să fie egal cu 4 C3 plus 3. Miruna, deci după observația ta, înseamnă că N e multiplu de 2. Deci, deci rezultă că N egal de tipul 2K. Multiplu de 2. Da. Și acum nu e pian. Și apar. 2K egal cu 12, 2 pe lângă, da, se poate factor comun, 2 pe lângă 6 C1 plus 5. Tot 2K egal cu 2 pe lângă 5 C2 plus 4. Și 2, 2K egal cu 2 pe lângă 4 C3 plus 3. Simplificăm prin 2 și tu mă atrage atenția de aici. Că nu cel mai mic înseamnă ca cel mai mic formularea. Deci acum ar fi așa. Să se determine ca cel mai mic, ca natural. Cel mai mic număr natural ca K.
Care are proprietatea? K egal cu 6C1 plus C. Egal cu 5C2 plus. K egal cu 6, cu 5. C2 plus. Și tot acolo a rămas. A rămas, doar mai simplificat, ca numere. Dar nu ai aceeași este. Nu ai aceeași este. Îl scriem pe 4 ca și fiind 3 plus 1. Scrie pe 4, 3 și plus 1 și... Adi? Trebuie să-mi vină o idee. Data trecută și frumoasa mai frumoasă. A fost același rest. Și asta trebuie să ajungem la același rest? Nu. Trebuie să vedem că data trecută am avut bafte, că aici în stânga a fost 9 oriceva. 12 oriceva, multiplu de. Dar aici trebuie să observăm ceva care să mă ducă spre ideea aceea. Ce observăm? Scriem pe 6 ca și pe 5 plus 1. Pe 6 ca 5 plus 1. Da, nu înțeles cu ce 1 trece aici. Sau pe 6 să scriem ca fiind 9 minus 3. Putem scrie în fel de fel de variante, dar facem ceva care să fie deștept. Ia uite-te. Dacă adunăm un 1 în ardine, aici, apare K plus 1. Deci, după, K plus 1 este egal cu 6C1 plus 6. Care egal mai departe cu 6 pe lângă C1 plus 1. Adică e 6 ori un A, dacă nu despărți dacă. 6A. Ce să fac aici? Adică 1. De ce 1 nu? Va fi 5 pe lângă 5. Faci un serviciu extraordinar și aici plus 1. Pentru că 4 și 1 face 5, ai spus poate factor cu 1. Și numai bine apare K plus 1. Deci din nou K plus 1 egal cu 5 pe lângă C 2 plus 5. Care înseamnă 5 pe lângă C 2 plus 1. Care înseamnă 5 ori pe. Și în sfârșit, K plus 1 egal cu C3 plus 4, care face 4 pe lângă C3 plus 1, care face 4 ori C, 4 ori C, 4 C. Iată cum K plus 1, aceeași cantitate K plus 1 este scrisă acum ca 6 ori A. Tot K plus 1 egal cu 6 cu 5 ori B. Tot K plus 1 egal cu 4 ori C. Este excepțional. Am ajuns la momentul acesta. Înainte era cât? N plus, N minus 3, parcă nu. N minus 3 egal cu. Și apoi K plus 1 egal cu. Și caut cel mai mic. Adică cum a făcut când iau cea mai mică? Adică în clipa asta ai scris. 120? 605 ori 4. Da, facem 605 ori 4. 605 ori 4, da? Uh-huh. A, minus 1. Păi dacă e cel mai mic, e vorba de cel mai mic număr. Care să fie multiplul și de 6 și de 5 și de 4. Eu 6 ori 5 ori 4. De ce 6 ori 5 ori 4? 6 ori 5 ori 4 este unul din ei. 4 ori 5 20 ori 6 120. Eu cred că și 60 este bun. Dar nu se parte la 4. 60 nu se parte la 4? Hai, 5. Și nu se parte la 5? Da. Ăsta e mai mic. E bun și ăla, dar trebuie să fie cel mai mic. Adică trebuie să fie cel mai mic multiplu cu un alt număr pe căsătura. Trebuie să cum mai 2 ori 3, 5 și 2 la 2. Și mai zice cel mai mic. Cel mai mic, da. Cel mai mic multiplu cu numărul ăla și ăsta. Da. Și era 2 la 2. Da. Deci, de aici rezultă că K plus 1
K plus 1 egal cu 60, e cel mai mic multiplu comun al ortei, unde K de aici este cât? K egal cu 59. Iar N-ul pe care îl așteptam noi e 2K. N egal cu 2 ori K și egal cu 2 ori 59 și egal cu 2 ori 9, 11, 20, 118 numărul căutat. Cel mai mic număr natural este 118. El este deștept. Când împărțim la 12, vă doresc 10. Împărțim la 10, vă doresc 8. Când se face așa, 118 și împărțim la 12, nu doresc 10. Da? Deci 118 împărțit la 12, nu dă? Nu dă așa, înseamnă niște undeva, dar ce se vede unde. Deci capul sună egal. 112 împărțit la 118 împărțit la 12. Da, 9,83. Dar nu mă interesează așa. Deci 118 împărțit la 12 merge de câte ori? De 9 ori. 9 ori. 9 ori 2, 18. 9 ori 1, 91, 10. 10 ăsta. Merge, nu? De la potențial de așa? Poftim. De ce nu așa? Pe la tine s-o fac cu virgulă, împărțirea aia. Adică s-o prădată împărțirea. Da? Număr decimal. Dar eu am arătat că stai împărțit la 12 și dă restul 10, așa mă interesa. Dă restul 10. Împărțit la 10, dă restul 8. Așa este. Da. Împărțit la 8, dă restul 6. Ăsta e cel mai mic. Un altul care ar fi fost? Multiplu. Multiplu acestuia, da? Dar nu era cel mai mic. În concluzie, care-i șmecheria din informatică și ăsta? Ce am avut în vedere? Am avut în vedere că între împărțitor și rest să păstrez aceeași diferență. 2. 2. 2. Ca, mă rog, tu ai vrut neapărat să mă duci să simplifici, n-am avut nimic în contrivă, am simplificat, și s-a dus acum între între împărțitor și rest, 1 este acum diferența. Acolo era 2. Acolo a fost 2 înainte de a simplifica și mai diferența e 1. Și de aceea, adunând de 1, poți să scoți un factor comun și apare K plus 1, cum a apărut mai înainte de minus 3. Deci, între împărțitor și rest s-a fixat aceeași distanță. Ca îndată voi să adunați diferența aceea peste tot și să apară multiplul de. Și multiplul de te duce la cel mai mic multiplu comun al numerelor respective. De data asta, trei numere. Nu e mic. Cele trei numere am aflat. Da? Deci, urmăriți. De ce am plecat de chestia asta? Asta mi s-a părut mult prea ușor. Că a fost ușor să duci pe trei în stânga și multiplu. Dar când m-am dus în situația asta, am bănuit că nu mai sesizați. Resturile fiind diferite, nu sesizați diferența, că e aceeași constantă, și aici puteți să faceți pe loc. Adunați un 2, un 2, un 2, un 2 și era tot aceeași lucru. Numai că nu dădeam deodată 118 și nu mai trebuia să mă duc eu să mulțim cu 2 acolo pe cap. Mai faci da, sigur. Numerele 242, 363 și 201, împărțite la același număr, dau resturile 2, 3 și 1. Aflați acel număr. Deci, numerele 242, deci 800, așa zic. 363. 242. Da, puneți de sub 343, ca să puteți scrie 343. Nu, 363. 363. Și 201. Și 201. Împărțite. La același număr. La același număr. La N, să zicem. Da. Deci 242 împărțit la N egal cu... Scriu teorema cu împărțirii pe rest. Deci 242 egal cu N ori... Ce 1? Ori câtul ce 1. Și restul 2. Restul 2.
Aici, el împărțitul C3, C3, C2, da, C2. Vesul 3. Și N-ul C3. Iar vesul 3. Restul 1. Da. E egal cu cine. Deci avem aceste relații din care întrebăm e egal cu cine. Păi N C1 egal cu 240, N C2 egal cu 360, N C3 egal cu 200. Avem... Deci, hai să scriem asta. Da, e fix, o parte la să-i scriem asta. Deci scădem pe 2, scădem pe 3, scădem pe 1 și bine. Invers, N C1 egal cu 240, așa ai spus, da? Da, N C2 egal cu 360 și N ori C3 egal cu 200. Și acum facem N ori, e clar că cel mai doi nu putem să zicem sigur, dar N, N și N, dacă zici cel mai mic, e 2. Da. Deci găsiți zice, numerele acestea, împărțirea la același număr, dă restul, aflați acel număr, îți aflăm N. Păi N egal cu cine? Păi 240 îl scriem ca 12 ori 2, 10. Deci desface pe toate. Eu zic că poate fi și 10, poate fi și 2, poate fi și 5. Nu? Da. Deci iată că tu începi să observi că ăsta trebuie să fie unul din divizorii lui 240, 360 sau 200. Divizor. Hai să vedem, da. Să vedem că e 240 cu 3. Așa, un divizor comun. Da. Nu ne spune cel mai mare divizor comun. Nu ne spune cel mai mare număr. Că atunci ne-am duce sigur pe unul. Atunci găsim un divizor comun. Nu găsim pe toți. Toți divizori comuni, deci nu poate să fie din mulțimea. Deci, hai să mergem așa, pe 240 să găsim o punem, da? Da, 240 egal cu 2 ori 10, 2 ori 5, care îți facă 10. 2 ori 5. 2 la 4 ori 5 ori 3. 2 la 4 ori 5 ori 3. 360 este egal cu... 366 la 2. E 2 la 3 ori 3 la 2 ori 5. 2 la a 3 a. Ori 3 la a 2 a. Ori 5. Și pe 20. Și pe 200. 200. 5. E 2 la a 3 a. Ori 5 la a 2 a. E 8 ori 25. Și divizorul cel mai mare divizor. Dar nu spune pe el. Începem să căutăm divizorii. 2 la 4, 3 și 5. Nu, nu e și 3. E 2 și 5. 3 nu e comun. 2 și 5 e comun. 2 și 5, dar începem cu 2, 2 la 3, 2 la 2, 2 la 10. 2, 5, 10. 2 la a treia, ori 5, 2 la 4, 5, toate. Da, dar de ce să nu luăm așa? Deci, ne aparține mulțimii valorilor. 2. Da. 2 la a doua, adică 4. E bine, 2 la a doua, să înțelegem. 2 la a treia, e bine? Da. Și atât. Pe 2 la a patra nu putea lua. Nu, nu e la toate. Nu e la toate. Deci, corect. Ca divizor, deci trebuie să fie comun. După care, luăm pe 5. Dar ținem la 5. Pe 3 nu comun. Și 5, 5 la 2 putem lua? Nu, că nu e divizor. Mai 5. Și acum începem. 2 ori 5, 10. 4. 2 la 5, a? 2 la 5, a? 2 la 2 putem la 3, a? Așa, 5 la 2, 10. Păi da, 2 la 5 nu este comun. Atenție! Acum învățești în 3 pe ăștia care nu-i luat. Care? Păi da, 2 la 20. 2 la 5, 10. Și este comun 10. Dacă e 2 și 5. Dar nu s-ar calul. 2 la 2 înseamnă 4 ori 5. 4 ori 5, 20. La 20 se împarte. Toți, da, da? Da. Deci zici 20. Și 2 la 3 ori 5. 80. 8 ori 5, 40. 8 ori 5, 40, 40, da? 40 merge. 40 merge.
Minunat. Nu poți să iau pe toate combinațiile, cum ai zis, 2 la 3 ori 2 la 2, 2 la 5, dar nu 2 la 5 acum. Uite, uite, acolo. Mai am ceva? Alte variante? Nu cred. Nu cred că am. Până aici am luat și când am luat ce s-a putut, 2 ori 5, 10, 4 ori 5, 20, 8 ori 5, și 8 ori 5, 40. Ăștia sunt toate variantele lui mine. Dacă îți spunea cel mai mare, iată, este 40. Cel mai mare. Nu a spus. Hai să mai vedem o dată. Vedeți? Deci, găsiți pe el. Așa fel încât împărțim numele 242, 263 și 201 la mine, să ne obținem resturile 2, 3 și 1. Scriptorul, aici a fost important, esențial, să scriptorul am împărțirii cu rest. În clasa 5 am facem asta. Și foarte multe chestiuni au fost în clasa 5 aici, dacă ați zis, cu cel mai mic multiplu comun, cel mai mare divizor comun și toate chestiile astea. Teorema împărțirii cu rest. După care am scăzut pe 2, pe 3, pe 1. Și mi-am văzut aici numele acestea scrise ca multiplu de el. El oriceva. Dar el oriceva, cu alte cuvinte, el este un divizor. A acestora. Divizor comun acestora. Și aici m-au trimis, trimis pe toți divizorii lui. Divizorii comune a numelor acestora. Divizor comun, de adică să fie la toate numerele. Și am văzut pe 2, după ce am descoperit 2, 2 la 2, 2 la 3, nu 2 la 4. Că 2 la 4 nu-i comun tuturor. Și 5, 3 nu, că nu e jos. Mai are ce căuta 3. Și atunci am epuizat și combinațiile între 2 și 5. Că dacă nu luam și pe 10, ești un era corect. Și vedea 10 de la cupoși. Se vede înainte de la 10. Chiar și clasa ce vor. 4 ori 5, 20. Și iar îl vedeai. 8 ori 5, 40, ia să vede. Deci acestea sunt variantele toate. Care e concluzia? Că toată materia trebuie ținută în mână. Și trebuie făcută, nu că deci, le dăm nu... foarte multă și trebuie să o facă. Păi, dar nu întâmplător, pentru că s-a sesizat de la clasă că sunt slăbiciuni acolo. Fiecare profesor știe asta. Multe materii de 5 și 6 nu s-au mai lucrat, știți? Nu s-au mai lucrat. Și eu, dar 8 nu-i? Pe 8 nu-i 2 la 3, am. 2 la 3, 8. Am pus. Se întâmpla. Și am asta s-a mai întâmplat și în altă dată, când veneați voi și vă uitați, nu mă uit la 5, nu mă interesează. Spăteam, uitați-vă că vă interesează, nu mă interesează. Nu vreau să râd darea de mine că... Mă uit la existiri. Nu e așa, e răutăcioasă. Nu e, da, e foarte răutăcioasă. Stai, Miruna, peste asta trebuie să treci. Eu am zis povestiția, suntem în direct, spun încă o dată, trebuie să treci peste asta, pentru că era interesul tău. Exact. Nu, deci nu trebuie să apară orgolul, că nu mă uit la chestiunile acestea. Eu nu. Ai pus aici semnul întrebări, n-aș știu să-l faceți? Tu la scurtă clasă? Nu. Vă gânditeam și ai pus semnul întrebări. Nu știut. Nu știut. Hai să-mi explic, nu-mi promis. Da, da, da. Să te determine toate numele în condițiile de mai jos. 4, X, 6, Y, barat. 4, X, 6, Y, barat. Să fie bine simplu cu 4,